Bun găsit. Raluca a primit aseară pachet și doi papițoi de pluș de la grupul ei de susținători învingătorii cu un bilețel pe care era trecut pentru Raluca și Alex. Acesta s-a bucurat foarte tare și le-a arătat mamelor, spunea că n-a mai avut niciodată un cățeluș și nu știe ce rasă e și ce nume să-i pună și așa mai departe și au început acolo să glumească cu mamele. Îi spunea doamnei Paula că acum are cine să o păzească de oamenii răi, iar doamna Paula zicea că trebuie să le pună un nume și că trebuie să fie un nume cu litera A din alfabet, anum, și anume Alex. auto au tot făcut ele acolo niște glumițe. Raluca spunea că trebuie să-i dăruiască pe unul lui Alex și unul să-i rămână ei. Doamnele spuneau că ar trebui să-și păstreze ursulețul că e de fete și să-i dea lui Alex cățelul, dar ea a spus că va face invers pentru că îi place mai mult cățelul. În final le-a ales un nume, mi se pare că bombonica și pufulete sau ceva de genul ăsta, pentru că a mers la Antena Play și le-a mulțumit susținătorilor pentru aceste cadouri. Nu știu dacă ați văzut, dar în ultimele zile petrece mai mult timp cu celelalte fete, Raluca, am petrecut timpul și seară cu Miruna, cu Inga și cu mamele în bucătăria fetelor, întrucât în camera unde stătea ea, de obicei, sunt Adina cu Roxana și nu prea mai împărtășesc aceleași idei, asta e clar. Și la ce cuvinte grele și-au aruncat, mă îndoiesc că mai poate fi o prietenie vreodată între ele. Bine, eu cred că nici nu a fost vreodată o prietenie adevărată între ele și că prieteniile în casa Mireasa sunt doar pe interes, de conjunctură și așa mai departe. Majoritatea când ies de acolo, exact ca și în celelalte sezoane, nici nu o să-și mai vorbească.